Perioadele lungi în care nu este nimeni acasă sunt cele mai îndrăgite de infractori. Cel mai frecvent mod de operare folosit de hoții de locuințe este escaladarea pereților imobilului cu ajutorul elementelor ornamentale și de structură ale acestora. Cele mai vizate sunt apartamentele situate la primele etaje. Codul penal definește infracțiunea de furt ca fiind luarea unui bun mobil din posesia sau detenția unei persoane fără încuvințarea acestuia cu scopul de a-și-l însuși. Asta e o definiție scurtă prevăzută de articolul 208 din Codul Penal. Ea are o multitudine de circumstanțe agravante care definesc furtul calificat. Printre cele mai importante am putea să ne referim la furtul săvârșit de două sau mai multe persoane împreună, de furt săvârșit într-un loc public, de furt săvârșit noaptea, de furt săvârșit de către o persoană, și aici aș vrea să se facă distinția, o persoană care poartă asupra sa o paletă mai diversă de arme. Și când am vrut să facă diferența între acest furt săvârșit de către o persoană care poartă asupra sa arme și furtul săvârșit de o persoană folosindu-se de arme, atunci se transformă în tâlhărie și o infracțiune mult mai grave. În fiecare zi sunt furate 5 mașini în țara noastră, dintre care 2 din București. În primele 6 luni ale anului, în România au fost furate aproape 1000 de autoturisme, arată statisticile IGPR. Potrivit datelor, modelul de la Mioveni pare a fi preferatul persoanelor care comit infracțiuni de furt, urmat de modelele mărcilor germane. Luarea unui automobil, chiar nu cu scopul de a ți-l însuși, chiar cu scopul de a-l folosi fără încuvințarea deținătorului de drept, este tot furt. Pentru persoanele care comit astfel de infracțiuni, legea prevede pedeapsa cu închisoare de la 1 la 15 ani, în funcție de gravitatea faptei, însă sunt și cazuri în care autorul unui furt poate să fie sancționat cu amendă administrativă.